Bună seara! Astăzi suntem la o ediție specială a Cabinetului din Umbră. Am zis că o să discutăm despre dosarele de mare corupție și am invitat în studio următoarea invitație. Este vorba de ex-deputatul Iurie Reniță. Bună seara, domnule Reniță! Bună seara și bine v-am regăsit! Bine ați revenit! Mulțumesc. Vasile Grădinaru, deputat PAS, Comisia Juridică. Bună seara! Bună seara! În stânga mea, Pavel Grigorciuc, activist și de la Asociația Dreptul la Dreptate. Bună seara, domnule Grigorciuc. Și avocatul Pavel Midrigan, ex-procuror. Bună seara, domnule procuror. Bună seara. Așa, am zis că o să discutăm despre dosarele mari și o să începem cu dosarul profesorilor turci, expulzarea profesorilor turci, pentru că astăzi se împlinesc 3 ani din acea zi când acei 7 profesori turci au fost scoși ilegal din Republica Moldova și transmiși regimului Erdogan. Și iată, la această distanță care s-a scurs, distanță de timp, noi avem un peisaj juridic foarte interesant. Deci avem un singur om care a răspuns, a fost condamnat, ca să zic așa, cu suspendare, domnul Vasile Botnar, fost director al Serviciului de Informație și Securitate. Și atât. În rest, noi, oameni care să răspundă pentru viețile curmate acelor oameni, noi nu avem. Domnul Reniță, această situație, cum vi se pare? În primul rând, aș vrea să menționez după mine că este o profanare a normelor elementare de democrație. Indiferent că ei au fost cetățeni turci sau putea să fie de oricare, de vreme ce pretindem că Republica Moldova e un stat de drept, un stat democratic, trebuiau să fie protejate absolut toate drepturile cetățenilor și nu contează, ziceam, sunt pedagogi, domeniul lor de activitate, dacă cu adevărat au existat probe că ar fi desfășurat activități teroriste sau de altă natură. Da, așa cum se spunea atunci. Da, exact. Trebuiau probele, ca atunci motivele. Dar ceea ce a avut loc, ceea ce s-a produs atunci, a fost o sfidare totală a normelor elementare de democrație. Dar dumneavoastră ați înțeles a cui a fost până la urmă operațiunea aceea? Eu, după mine, și vreau să dau cu părere și din activitatea mea anterioară, în virtutea, să zic, activității anterioare, cred că a fost o conjunctură a mai multor factori politici și aici n-aș vrea să cred că avem îngerași. Unii dintre ei au apărut ca îngerași că nu au făcut nimic și e în primul rând evident că s-a făcut la indicația clară a lui Plahotniuc, dar nu cu nimic n-a cedat, cred că nici cel care era șeful statului. Aduceți-vă aminte, reparația acestei clădiri enorme, care președinția, bani, trebuia un gest de recunoștință, cumva. Nu se poate chiar pe Bogda Proste, nu știu cum e în turcă Bogda Proste, ar suna, să investești ața bani enorm, milioane, cred că 10 sau 11 milioane, și să nu demonstrezi un gest de recunoștință sau de plocon în fața președintelui Turciei și aici deci, a fost un târg. A da? Fost un târg categoric. Cu vieții oamenilor. Absolut. Halucinațiile președintelui și nu mă tem să spun a președintelui turc vis-a-vis de cei care sunt dușmanii lui de moarte, hai că el s-a războit de o manieră absolut reprobabilă în Turcia cu ei. Da, sunt până la urmă problemele interne, dar cu evidente încălcări ale normelor democratice elementare. Dar când tu peste hotare acționezi ca și la tine acasă, de parcă, păi asta ce ne-o face? S-au mai făcut atunci solicitări și către alte state. Și câte alte state. Și care au fost refuzate. Da, și am înțeles că și anterior au mai fost, chiar după 2013, 14, 15, careva mesaje, da, a fost respinse ca neîntemeiate și cred că s-a procedat corect. De aceea, zice că a fost dar un actor politic, cred că după mine, și exprim opinia mea personală, e o mare eroare.
A fost un efort conjugat și a fost un fel, dacă după mine, chiar un fel de întrecere socialistă. Cine e mai docil și loial lui Erdogan? Și faptul că s-a găsit doar fostul șef de SIS printr-o decizie judecătorească și secretizată, domnule, e culmea, rezonanța acestui caz cu impact internațional. Ce a spus Consiliul CEDO, Consiliul Europei? CEDO, cine a demonstrat? A da, fost Republica Moldova a fost condamnată. O violare flagrantă a drepturilor omului. Păi bine, oare autoritățile statului din acea perioadă, și aici mă refer la președintele statului, la prim-ministru, la șeful parlamentului, nu vorbesc de Plahotniuc, e clar, Plahotniuc n-a deținut o funcție administrativă, le-a deținut politice, adică prin ticăloșenia lui el a știut să dirigeze pe toți, dar niciodată ați văzut vreo semnătură de a lui, vreun ordin, ceva? A acționat extrem de perfid. Și cred că era cazul deja după 3 ani de zile. Acum, slavă Domnului, am intrat într-o nouă perioadă ca să facem totuși lumină. Și cine trebuie să pornească lumina? Am văzut că Procuratura Generală a făcut o chestiune firească absolut care trebuia de făcut, a reabilitat persoane pe considerente politice. Da. Da? Nu vreau să zic că și nu e cazul să-și facă un titlu de glorie procuratura. E o chestiune de rutină. Că a făcut ceea ce trebuie. Da, a făcut ceea ce trebuie și ceea ce trebuie. Elementare lucruri care erau mult prea evidente. Vreau să revenim doar un pic la subiectul ăsta, pentru că nu l-am epuizat. Eu am o nedumerire, pentru că dacă ne uităm la declarațiile pe care le-a făcut procurorul general Stoianoglo, împotriva fostului regim Plahotniuc, el foarte des l-a acuzat pe Plahotniuc. Pe de altă parte, vedem că în subiectul profesorilor turci avem doar o singură condamnare pe acest caz, care este unul strigător la cer. Domnul Stoianoglo, deja sub regimul Dodon, ca să zic așa, putea să investigheze dosarul ăsta categoric. Uitați-vă altfel. Câte structuri ale statului au fost implicate în acest proces, nu atât de expulzare, fiindcă nici nu găsesc termenul conform dreptului internațional adecvat. A fost de o brutalitate incredibilă. Da. Ați văzut secvențele. A fost și SIS-ul. Și informat și speakerul Parlamentului și prim-ministru, el chiar dacă zici cu ulterior, Biroul de Migrație și Azil, alte, da. Ministerul de Interne. Câte instituții ale statului au fost implicate sau cele care docil, contrar legii, au executat indicația care a venit de la Plahotniuc prin SIS. SIS-ul a fost un element, o verigă din toate aceste structuri. De aceea cred că Procuratura Generală ar trebui să se plimbe, da, în sensul activ al cuvântului, nu doar cu plimbatul, pe la toate aceste instituții și să scoată adevărul de ce acești cetățeni turci care își făceau, am înțeles, cu o treabă foarte bună la un liceu cu renume. Unde și domnul Candu și-a dus copiii la un moment dat. Evident că nu numai el, mai multe persoane am înțeles. Și haideți să facem dreptate. Au venit vremurile bune, haideți să facem dreptate. Domnul Grădinaru, noi când vedem o soluție pe dosarele astea care sunt cu barbă, cum zicem noi? Și de ce credeți că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat până acum pe dosarul ăsta? Eu nu l-aș trata acest caz ca unul izolat, ci l-aș trata ca o față a sistemului de drept din Republica Moldova. Corect, a menționat mai devreme domnul Reniță, pentru că aici au fost implicate mai multe entități ale statului care s-au dovedit a fi nu doar că neputincioase, dar fără voință de a interveni atunci când este cazul. Pentru că noi ne punem întrebarea ca și cetățeni, dar ce a făcut procuratura în acele momente? Când SIS-ul expulza acești cetățeni, ce a făcut CNA-ul, ce a făcut biroul de azil și așa mai departe, ASP-ul. Deci nimeni nu a bătut deget de deget ca să întâmple ceva în Republica Moldova. Lucrul ăsta îl știu și oamenii, așa cum îl știm și noi. Și de asta s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat la alegerile din 11 iulie, când oamenii au dat un vot de blam întregului acest sistem de drept. Când ei condamnă faptul că pentru neachitarea unei rate la bancă
stai la pușcărie, da, și când expulzezi cetățeni turci, te alegi cu o condamnare fără executare sau cu suspendare. Da? De asta oamenii au dat un vot de neîncredere întregul acest sistem de drept. Și ați văzut probabil că imediat după alegeri au început acțiunile. Ați văzut, nu am mers nici în vacanță și am început lucru exact cu aceste instituții care ar fi trebuit să se autosesizeze. Legea cu privire la procuratură, CNA și așa mai departe. Lucrurile au început să se miște, mișcările au început să se întâmple, doar că, după cum vedeți, începe o rezistență din partea structurilor, din partea unor procurori, din partea unor entități care nu prea vor aceste schimbări sau să revină aceste vremuri, da, bune. Despre rezistență noi o să mai vorbim pe parcursul emisiunii astea, dar vreau să vin și în partea asta cu subiectul cu profesorii, da, turci, le puizăm și mergem pe alte subiecte de mare corupție, așa cum am zis. Părerea dumneavoastră despre de ce nu avem rezultate palpabile pe subiectul profesorilor turci? În primul rând, eu trebuie să spun că domnul Butner nu era condamnat cu suspendare, dar el era condamnat penal cu amendă. Cu amendă, da, cu amendă, exact, la început. Da. Uh-huh. El nici nu are cum? Cazier. Sentință de condamnare și, și el nu are условный срок, nu știu cum. Condiționat. Da. El a primit amendă, da, această amendă este penală și el încă are restricție că să aibă câțiva ani să ocupe niște funcții publice. Funcții publice, da. Și tot, pentru Botnari, 80, dacă eu nu greșesc, 80.000 de lei, amendă, asta că pentru noi ne ducem și să bem o cafea. O noapte la restaurant. Asta e pentru el, el este om foarte bogat. Chiar cred că poate și-a primit bani și pentru rapirea acești oameni învățători turci. Și, desigur, este evident că asta e fără de lege, că asta este nedreptatea. Și nu numai aici, prin acest dosar, și în alte dosare politice și dosare cu rezonanță, cu, da. Da, cu rezonanță și așa mai departe. Dar ce împiedica, în opinia dumneavoastră, procurori să se ocupe foarte serios de dosarul ăsta după ce a fugit la Butniuc? Numai, acum nu-i mai presa nimeni. În primul rând, noi trebuie să spunem că nimic nu a fost schimbat în justiția moldovenească. Nimic nu a fost schimbat după când a fugit Plahotniuc. Aceeași judecători noi avem, aceeași procurori nu avem. Da, niște oameni... Procuror general s-a schimbat. Procuror general s-a schimbat și atât. Niște oameni au fost scos din locuri. Asta este vorba despre Viorel Marar, despre Chituraga, despre niște încă câțiva slugi lui Plahotniuc. Și în sistemul judiciar tot așa. Ion Druță, Cinincă, a mai fost Stirnioală, și atât. Uh-huh. Ghinadi Pavliuc și Amuste la funcția de judecător la Ciocana, și sau Oxana Robu și Amu este judecătare la Curtea de Apel. Ce s-a schimbat? Noi nu vedem schimbări. Da, a fost schimbat un om, procuror general, el are multă, cum, multă, multă, dacă, eu să vă spun în rusă, pentru că pentru mine să fie mai ușor, da. Безусловно, генеральный прокурор имеет сегодня большую ответственность за то, что происходит в прокуратуре, это очевидно, да. Но мы должны понимать, что, и он сам, когда выходил, он говорил, что нужно менять систему, и что нужно упростить систему для того, чтобы снимать прокуроров. Да, еще трекут мы знаем, ани, когда вини домну Стояноглу, что не ее мои латурапы, чей каре на и, кстати, по поводу дела о похищении турецких учителей. Да. Мы почему, нам сложно сегодня говорить об этом деле, потому что оно засекречено. Угу. Даже приговор засекречен. Хотя нам совершенно очевидно, что мы знаем, какие структуры были замешаны в этом. Господин Риница их называл. И Бюро миграции, и АСП, вы говорили, uh-huh. да, то есть агентство uh-huh. по выдаче uh-huh. паспортов и так далее. Но так как это дело засекречено, мы не имеем к нему доступа. И я в этой связи хочу обратиться к присутствующему здесь депутату парламента, чтобы вы выступили с инициативой о том, чтобы пересмотреть вопрос о гостайне, закон да. о гостайне, потому что у нас... Сегодня гостайной прикрывается Дамир, у нас оказывается внедренный агент. И там он тоже, прикрываясь гостайной, совершал преступление.
значит, похищение учителей – это гостайна, все, мы не можем там ничего говорить об этом деле, потому что там все засекречено и так далее. Хотя я уверен, я уверен, что если когда-то это дело будет рассекречено, то совершенно очевидно будет, что в этом деле, что оно было явно сфабриковано, ну, имею в виду против турецких учителей, что там не было, что они не несли никакой угрозы, что все это было билетристикой, надумано. Точно так же, как мы помним, как Ковкалюк искал террористов в Бельцах, да, Антифа, да, да. Там, и так далее. Да. Ведеть, можно сказать, что о decizie секретизата и atunci când ea afectează în mod direct securitatea statului. A Republicii Moldova sunt situații, cazuri în care nu toate lucrurile, evident că ies publicului, sunt prezentate publicului larg. Dar care a fost pericolul pentru Republica Moldova acestor cetățeni? A existat în realitate un pericol iminent? Da. Asta e întrebarea. Poate că pentru Turcia, nu știu, că nu, n-aș vrea să mă pronunț, deși am dubii că ei acționau împotriva statului sau Turcia. Sau că ar fi făcut da, parte din vreo grupare. Dar împotriva și... Republicii Moldova, în niciun caz. Altfel, de mult erau izolat și luate măsurile de rigoare dacă acționa. Da. Vedeți, iată eu, care eu cred e că, cazul. Eu cred că acest dosar este, amu, încă este secretizat. De aceea, pentru că nu numai Botnar, și asta este evident, că nu numai Botnar a participat în răpirea acești profesori. Adică mai sunt niște nume acolo. Eu da, cred, este băi, procuratura care poate face un demers de a secretiza. Nu impede că nimeni. De a desecretiza, pardon. Da. Este și procuratura, este și SIS-ul care poate da, desecretiza. Dar noi... Măcar asta la trei ani se putea, cred că, întâmpla. Înainte de a trece la drumul domnului Biga, chiar azi Grigorie Petrenko a scris o postare prin Facebook, pentru că el a dat în judecată o cerere că acest dosar să fie desecretizat. Și el deja câțiva ani luptă în da, sistemul judiciar. Ca să fie desecretizat. Deja această cerere era întreabă, și la Curtea Supremă de Justiță și amu la prima instanță. Mă întreabă colegii ce simbolizează inscripția de pe maior dumneavoastră. Această inscripție aici, Viadelu Dalis Robota, asta e citat de la mama lui ex-șef Procuratura Anticorupție, Viorel Morar. Da, pentru că noi am făcut, asociația noastră Dreptul la Dreptate a făcut o investigație despre averile care au rudele lui Viorel Morar. Și aceste averi au prețul vreo câțiva milioane de euro. Asta și apartamente luxase în Chișinău și vetroelectrogeneratori care fac energie da, electrică la Dundișani. Da. Dar în spatele am alt citat, acolo este scris, citat care Viorel Morar a spus chiar în studioul vostru, că carne, ouă, lactate aduce frate de la sat și el nu are nevoie de salariu și bun, de bani. Domnul Mitrigan. Eu cred că și numai o secundă, doar ca să anunț că a fost vizat domnul Morar. Dacă vreau un drept la replică, o să afișăm un număr de telefon pe ecran. Deja este. Da, și întrebăm de unde ne poate mama lui și fratele au luat acești milioane de la replică. Istoria aceasta neplăcută are fenomenul cunoscut care se numește capturarea statului și, în particular, organelor de drept. Cu forțe pro-europene, ghidați de partenerii noștri, care știu tot. În Moldova totul se știe. Nu e niciun secret că avem persoane care... Noi informăm persoanele. Nu cred că operațiunea însă și-a fost pusă cumva la cale cu știrea ajungem la, cuiva. Ajungem la operațiune. Uitați, evident, aici au fost indicațiile domnului Plăhătniu, care toți le îndeplineau. Da? Fie SIS, da, fie președinte de țară. Așa fie, noi intuim toți. Nu, sunt niște chestii care noi le cunoaștem toți. Noi trebuie să ajungem la o altă analiză. De ce? Și dacă am putea deja ca să nu mai însemne. Fiindcă avem un cazul Ceaos. Da. Hai să facem paralele. Din timpurile noastre. Ce s-a întâmplat? Când ce se face? S-a dus din Ucraina? A dus, dus. Tot. Platon, dus. A venit cu avioane. Deci, așa, deci iată, echipa asta care a fost la guvernare anii ăștia și care într-adevăr a comis o crimă față de acești profesori, nici nu se discută. Deci iată, aceste persoane și-au permis totul.
Și ei aveau acea încredere că lor în Moldova totul este permis, fiindcă ei nu se temeau de nimeni. Ok, asta da, am înțeles. Operațiunea am înțeles. O constatare foarte importantă, fiindcă nu dă Doamne, și eu am aici câteva rezerve, nu dă Doamne cineva să mai vrea toată puterea în mâinile sale. Numai de Domnul. Asta se numește o formă de totalitarism. Ce înseamnă totalitarism? Când cineva dirijează cu totul. Când noi zicem, avem instituții, dar avem trei puteri care fiecare are competența sa, procuratura, sistemul, și cineva zice, nu, o să fie așa cum noi am zis, fiindcă nouă ne trebuie, noi am promis, așa o să fie gata. Nu ne interesează alte chestii. Deci, este un pericol. Ce s-a întâmplat? Evident că Erdogan, stat membru a NATO, da, cu o pondere solidă în toată regiunea, dar vedeți că nimeni nu vrea să certe cu Erdogan. El are avut, mai bine zis, și acum se continuă niște probleme acolo cu oponenții săi și chipurile și aici în Moldova au fost niște susținători sau nu. Dar, noi, într-adevăr, după cum a menționat colegul, serviciile secrete este un câmp așa mai delicat. Se fac diferite schimb de informații. Evident, sunt și pușcării secrete, îi aduc din unele țări chipurile teroriști și apoi țin acolo în Cuba ani de zile fără avocați, fără procese. Deci, operațiunea am înțeles. Este mai delicat. Dar, încă o dată revin. Plahotniuc a gândit, ia țară. Eu așa, sultan, trebuie câți? 10, 15, i-au încărcat și i-au dus. Asta este flagrant și, într-adevăr, CEDO s-a expus. Da. Și a doua, dacă s-a făcut totul ceea ce trebuia să facă și dacă este posibil încă de a reveni la acest caz. Așa. Eu cred că nu s-a făcut totul. Eu cred că acolo trebuia să fie minimum 8-10 persoane. Minimum. Fiindcă operațiunea nu se face. O luat receptorul și-o dat. Nu, acolo sunt foarte speciale, trebuie căutați, scoși. Deci, ați văzut, da? Evident că în aceste servicii este subordonarea. Oricare a primit indicații, ele sunt un pic specifice. Deci fiecare ofițer, acum o bună parte ofițeri au activat de la SIS, au primit indicația să-i scoată, să-i ducă, să-i pună și așa mai departe. Dar eu cred că au mai fost câțiva intermediari care au fost la curent. Eu cred că s-au discutat acolo la o masă rotundă câteva persoane. Nu exclud că și prim-ministru cam urma să cunoască și speakerul care era la timp și vreo 5-6 persoane. Și SIS-ul era subordonat parlamentul. Da, vreo 5-6 persoane care am văzut un raport care nu prea apar și era dintre momente careva politice, că noi vinem până la urmă Partidul Democrat, că noi suntem pro-european numai, hai să ne spălăm, să ne curățăm, că noi gata, am uitat. Uh-huh. Nu se uită și nu trebuie să se uite. Bun, trebuie de dat fiecare. Trigan, am înțeles. Și doi, se poate de revenit la acest dosar printr-o metodă că Procuratura Generală, eu nu zic Procurorul General, fiindcă o să vorbim despre Procuratură, cineva și imagine că Procurorul General și adică creionul și toate dosarele le ține la control. Este imposibil, sunt sute și mii de dosare. Nu, dar măcar astea mari. Dacă ar fi o sugestie de la Comisia Parlamentară sau Comisie Specială sau că trebuie de revenit totuși de dat apreciere acțiunilor tuturor actorilor care au participat, nu neapărat să fie toți condamnat cu o sentință, dar spuneți, a participat ăsta la etapa acesta, ceea ce este contrar legislației în vigoare. Și a doua, desigur, un pic am studiat că aceste persoane în ultimul moment chiar au solicitat azil politic și atât timp cât este această cerere, nu este... Întâi au zis că a existat această cerere, pe urmă au zis că n-a mai existat. Trebuie de verificat și dacă era într-adevăr o astfel de solicitare. Deci credeți dumneavoastră că se poate reveni la dosarul ăsta? Da, se poate. Și nu s-a putut în 3 ani. Și ar trebui de revenit, fiindcă, încă o dată menționez, să nu se continue, fiindcă avem ceaos și poate să mai fi precedentele cază printre serviciile secrete, de ce... Viorel Morar este în legătură directă cu noi, înțeleg că a dorit să beneficieze de dreptul la replică. Domnule Morar, bună seara! Da, bună seara!
Ați fost vizat într-o reacție a domnului Grigorciuc. De unde milioane de euro, domnule Morar? Nu, haideți să vedem întâi reacția domnului Morar, după care vedem dacă polemizăm. Lasă-mi spui că eu nu urmăresc emisiunea dumneavoastră. Cineva mi-a spus că m-a vizat pe acest... Da, el a venit îmbrăcat într-un maiou în care scrie Viarelu Dalis Rabota. Asta e citatul lui mamele voastre. L-am rugat pe domnul Grigorciuc să ne explice care este semnificația acestei inscripții și dumnealui a spus că... Eu am spus că mama voastră, când eu m-am întâlnit cu ea, Da, am înțeles, apartamente, apartamente și firmele care ea are pe numele său. Gata, am înțeles. Că totul acesta i-a reludat de sabot, așa i-a spus. Așa, haideți spune. Puteți să-mi oferiți dreptul la replică? Da, noi... Către Jurnal TV. Acum îmi să rog să-mi oferiți tot atât timp cât a vorbit pe acest cetățean. Haideți, începeți. Dar să aducem câteva aspecte. Primul, faptul că cetățeanul respectiv a fost și... a audiat-o, să-i spun eu, pe mama mea, și-a rupt din context ceea ce a declarat ea, fără a pune pe postul ăsta lui toate declarațiile mari, este o trișare din partea lui. A doilea aspect, ce a avut în vedere mama? Apartamentul în care locuiește fratele meu, din strada Lev Tolstoi, în realitate mi-a fost oferit din cadrul procuraturii ca drept preferențial de achiziție. Adică eu am cumpărat acest apartament, sau mai bine spus părinții mei, la preț preferențial. Ca rezultat a repartizării spațiului de locuit pentru procuror. Dar de ce ați scris pe numele mamei și pe numele tatălui vostru? Eu nu am scris, tatăl meu s-a întors de pe psihotare, el atunci a fost în Portugalia. Domnul Când Murat, s-a întors, noi avem fost... document cadastral. Nu interveniți, vă rog, peste dreptul la replică. Da, eu ce scuze. Dacă puteți să închideți gura cât vorbesc eu. L-am rugat frumos să vedea posibilitatea. Mersi. Da, mersi. Tatăl meu când s-a întors de pe psihotare din Portugalia, a avut toată suma, s-a dus și a achiziționat. Asta a fost ideea. Ea n-a fost careva ascundere a imobilului, mai mult ca atât, toate bunurile pe care eu le-am folosit, eu le-am declarat. Atât? Da, asta. Bun, mulțumim. Păi de unde ați luat 2 milioane? E listing? Revenim imediat. Domnule Morar, vă mulțumim pentru intervenție și pentru că ați beneficiat de dreptul la replică. Da, o seară frumoasă. De la dumneavoastră. Domnule Morar, de unde ați luat bani? Gata, gata. Mergem mai departe, că dacă intrăm... În afară de apartament... Domnul Grigorciuc, sunt și alți invitați în studioul ăsta și avem alte subiecte de discuții. La revedere, domnule Morar. Eu cred că pentru majoritatea populației, majoritatea oamenilor care acum ne privesc, știu că Morar și Bețășor și alții procurori de la anticorupție, procuratura anticorupție, în timpul lui Plahotniuc, făcea bani. Începem cu un alt subiect foarte interesant și el a fost discutat inclusiv astăzi, dosarul Culiocu, așa numit generic dosarul ăsta, despre care s-a discutat foarte mult din 2019 până încoace. Iarăși, un dosar care la un moment dat a suscitat interes pentru niște procurori, care la un moment dat l-au lăsat și după care l-au reluat în examinare, pentru că până la urmă oricum să suspende examinarea în procedură. Vrem să înțelegem ce e cu dosarul ăsta, pentru că iarăși trec anii. Am văzut ultima declarație făcută de domnul Stoian Oglo în interviu de zilele acestea, care a spus că el este sigur că în acel culioc erau bani, dar probinus. Și face referire domnul Stoian Oglo, spune așa: trebuie să avem depozițiile oamenilor care au participat la acel proces. În acest caz este vorba de domnul Iaralov. Și Plahotniuc. Eu nu am auzit dacă... E puncte, puncte. Probabil. Plahotniuc, Iaralov și... Da. Ok, da. Bine, de acord. Da, dacă îmi permiteți... Da, păi dumneavoastră sunteți omul care ați început toată povestea asta. La mine. A apărut în tot cazul și undeva. Da. În primul rând, aveți dreptate că dosarul acesta, și când vorbesc dosar, mă refer la, în general, finanțarea.
finanțarea PSRM-ului. Nu doar la așa numită secvență cu loc. Da. Secvența și lucrul ăsta să fie foarte clar pentru toți cetățenii. Cred că și dacă domnul Stoianoglu dorește să înțeleagă acest lucru, e foarte bine. Nu rămân decât să mă bucur. Fiindcă m-a preocupat și subiectul acesta și Bahamasul pe... practic pe mandatul meu de 2 ani de deputat și vă asigur cunosc multe detalii care încă nu le-am scos în vileag și toate vin la timpul lor. Deci, secvența cu locul este un element indispensabil al finanțării PSRM-ului, începând nu știu de când, dar pornim cu Bahamasul și ulterior. Tentativa de a-l izola, de a-l da separat, are un scop bine definit. Fiindcă, sub aspect, poate nu sunt procurori, nu intenționez să substitui instituțiile abilitate ale statului cu aceste responsabilități. Dar este foarte clar că de chiar de la bun început, și lucrul ăsta mi-a atras atenția să vă spun, imediat, a doua sau a treia zi după ce a apărut această secvență, domnul procuror general imediat a apărut la televiziune și s-a antepronunțat. S-a antepronunțat prin fraza că nu există probe concludente. Da. Deși după mine și cunosc câte ceva, procurorul general sau oricare procuror avea obligațiunea să spună îl vom examina și vom acționa în strictă conformitate cu legislația în vigoare. Ei bine, vă dați seama că un procuror general, mai recent venit, s-a antipronunțat. Cum reacționează și cum procedează subalternii lui? Nu suntem un stat cu o procuratură cu adevărat independente, cu instituții funcționale, unde un procuror ar putea spune la un moment dat, domnule procuror general, vă rog frumos să nu-mi dați indicații, eu examinez dosarul, eu trag concluziile. Ei bine, ce s-a întâmplat? Antipronunțarea a înlăturat această secvență din contextul general al finanțării PSRM-ului. Vă zic, și astăzi am făcut o postare, fiindcă am văzut și eu. La postare ne referim după pauza de publicitate, pentru că sunt detalii interesante în postarea dumneavoastră. Publicitate și revenim. Am rămas la postarea domnului Reniță. Ei bine, ziceam că cu nerv. Da, secvența cu culecul de câteva secunde, care transmiterea... Dar înțeleg că filmul însă și a fost mai lung. Da, filmul e de 47 de minute. Eu când am fost invitat la Procuratura Anticorupție, am discutat cu procurorul de caz, nu m-am eschivat, am mers, am în calitate de invitat, de martor, sau nu mai țin minte ce m-am invitat, când am făcut interpelare la procuratură. Dar la ei acolo dosarul, filmulețul ăsta e tot? Absolut este și el a fost preluat de la sediul PD-ul lui de pe armenească, a fost preluat și 47 de minute. Acolo încă am înțeles că sunt povești încă foarte frumoase și i-a sugerat distinsului domn procuror general Alexandru Stoianoglu să găsească cumva un weekend să mai scoată poate o oră din interviu de două ore și timp de o oră, că-i 47 minute, să vizioneze integral acele secvențe și să vadă alte lucruri. De asemenea, să-l mai întrebe pe procurorul care a discutat în fața căruia au depus declarații, depoziții Dodon, Plahotniuc și Iaralov. Domnul procuror face referire că nu putem iată în frază. Noi avem doar acel video, da, filmat ilegal, pentru a atrage la răspunderea persoană, noi trebuie să avem declarațiile celor care au participat la acest proces. Și aici este vorba de domnul Iaralov. N-am înțeles de ce doar de domnul Iaralov. N-a vorbit de Plahotniuc. În video el a spus și despre Plahotniuc. Da. În interviu. Poate mai târziu. Eu am luat bucățica, am luat-o dintr-o știre. Da. S-ar putea să nu fie... Da. Uitați-vă.
nu rămân decât să regret cu adevărat dacă domnul procuror general admit că ar putea să nu cunoască dosarul, dar este un dosar de rezonanță maximă socială nu, și eu politică. Cred. Eu nu cred că domnul Stoianoglu nu cunoaște dosarul ăsta pentru că a răspuns de atâtea ori la întrebări pe subiectul cred. Ăsta. De aceea, uitați-vă, ca să afirmi și în public că nu e nimic, că nu e Iaralov, i-am demonstrat ce spune Iaralov despre finanțarea PSRM-ului. Și vedeți în secvență că nu-i oră, i-am demonstrat că lucrurile astea au fost publice, au trecut fost trecute vederea, fiindcă, din păcate, Procuratura Generală, prin Procuratura Anticorupție, s-a axat exclusiv câteva secvențe. Uh-huh. Și-a canalizat atenția exclusiv pe aspectele pur tehnice și procedurale. Povestea asta a 10-a oară că a fost înregistrat ilegal. Da, domnule, se cunoaște. Criminalul de Plahotniuc așa proceda. Toată lumea știe, nu e o noutate. Al doilea, că nu sunt întrunite condițiile, că nu a avut aprobare prealabilă de la procuratură și pe urmă de la instanța de judecată. E ridicol, e penibil. Și am zis chiar în postarea mea, ce se întâmplă cu un accident când o mașină lovește un cetățean și cineva a filmat? A fost vizat domnul Stoianoglu, noi îl telefonăm. Cu mult plăcere. Și de aceea cred că nu întâmplător ține această secvență separată și nu o examinează în contextul finanțării PSRM-ului, fiindcă aici Culeocu este parte indispensabilă a finanțării PSRM-ului. Nu poate fi detașat exclusiv ca ceva. Și dacă dumnealui a avut, a avut inspirația... Doar o precizare. Acel denunț pe care l-a scris și l-ați postat dumneavoastră, l-a scris Stoianoglu, Iaralov, el este parte la dosar? Păi dacă finanțarea, el face parte din finanțarea generală a Partidului Socialiștilor și face parte din dosarul în care se încerca crearea unei coaliții PSRM pe PDM. Ia. Și domnul Stoianoglu nu știe că documentul ăsta este la întrebați-l, întrebați-l pe domnul Stoianoglu. De aceea am rămas și eu surprins că nu o singură dată am scos în veleagă aceste momente. N-a atras nimeni atenția. În schimb, Procuratura Generală s-a avântat în declarații politice, inclusiv la adresa mea, asociindu-mă cu un grup infracțional, cu niște aberații, care lucru cel mai ușor de a-l face în asemenea cazuri. Vedeți, și asta e convingerea mea, este intenționat, mușamalizat acest caz, fiindcă e vorba de fostul șef de stat, e vorba de un partid politic, știm foarte bine cine îl finanța acest partid în mare parte, prin Bahamas, care e același dosar, dar în Bahamas chiar e culmea. Toate documentele prezentate și domnul procuror general își motivează inacțiunea prin 6 ani de zile când nu poate convoca o comisie rogatorie cu Elveția. Băi, dar nu că e penibil, dar e ridicol și este sfidător ca să ajungem la așa ceva. Am și propus... Nu răspunde domnul Stoianoglu nici la doilea număr de telefon. I-am propus Procuratura Generală să adreseze la Ministerul de Externe și ambasadoarea noastră la Geneva. Merge la Procuratura Generală, o chestiune elementară. De ce nu fac lucrul ăsta? Nu știu care sunt uzanțele în sensul ăsta. Nu, dar eu i-am sugerat domnul și asta. Grădinaru. Așa, doar o secundă. Așa că toată această întorsătură și această nedorință de a examina dosarul... Dar ce interes are domnul Stoianoglu ca dosarul ăsta să nu fie scos la lumină? Gata, Dodon nu mai este la putere. Întrebați-a, cred că există alte indicații. Și haideți să nu facem abstracții de ele. Cine finanța PSRM-ul? Și de unde veneau banii? Putem doar să presupunem. Ca și alte partide, apropo. Eu nu mă refer... Eu am să mă refer. Da, chiar bine, o să faci. Cu Popaci, cu Verde, era Verde, albastru. Toți cei care procedează în acest mod trebuie să fie deferiți justiției. Dar absolut, fără excepție, nu mă refer doar la un partid. Asta și noi vrem. Da, asta am insistat și voi insista în continuare. Dacă domnul Stoianoglu nu-l are pe Iaralov, el l-am dat. Nu-l are pe Plahotniuc, îl dau și pe Plahotniuc. Îl dau și pe Dodon.
ca să vedeți ce spune. Sunt denunțuri? Da, normal. Dar de ce? Păi cu clipă. Trebuie să fiu aici. Da, și da, la ședința de judecată cu da, aceste... Nu mai puțin. Eu l-am dat pe Dodon în judecată pentru acest caz și am fost la 7 ședințe la judecătoria de la Ciocana. Așa. La nici unul n-a venit Dodon și nici avocatul lui. Acum, un detaliu extraordinar. Păi... Doar o secundă. Uh-huh. Înainte de 15 noiembrie 2020 a fost ultima ședință a șaptea și l-am rugat pe judecător. Domnul judecător, vă solicit respectuos, dați-se verdictul după 15 noiembrie, turul 2 la prezidențiale. Nu, s-a grăbit să-l dea în ajun, în care a clasat dosarul și am făcut recurs la Curtea de Apel. De 9 luni sau 10 luni de zile aștept ca să fiu invitat la Curtea de Apel și nici până astăzi n-am fost invitat. Fără participare, da, examinează recursul. Da. Nu, dar n-am fost absolut, nu cunosc nimic. Așa că de aici se trag toate și domnul Dodon avea ferma convingere că nu va avea probleme. Eu cred că să demonstreze domnul Stoianoglu, cum spunea, că pe mine nu mă interesează despre cine e vorba, Dodon sau oricare altul. A zis-o, poftim, mai aveți nevoie, faceți un efort, vă rog frumos, domnul Stoianoglu, invitați Procuratura Anticorupției pe aceea și o să vă prezint toate documentele și da, ne întâlnim ulterior. Părerea dumneavoastră despre situația asta cu dosarul, că e o situație penibilă până la urmă, după ce vedem toate imaginile astea și atâția ani să treacă și iarăși nimic să nu se întâmple. Așa cum spuneam în prima parte a emisiunii, exact același lucru este și aici, pentru că este o serie de dosare de rezonanță pe care nu avem nici un răspuns. Așa cum pe furtul miliardului de 7 ani de zile nu se aude nimic, așa cum după 6 ani, exact ca și pe celălalt caz, abia acum noi facem comisie rogatorii în România, așa cum dosarul ușor este plimbat toată țara și așa cum domnul Slavic a fost lăsat să plece în afară după care îl dăm în căutare, este o incertitudine a acțiunilor procuraturii. Pretențiile mele personale ca și cetățean a Republicii Moldova către domnul Stoianoglu sunt două. Unu, că nu a avansat niciun pas pe niciunul din dosarele de rezonanță. Și aici vorbim nu doar despre aceste dosare, și despre Landromat, și despre finanțare, da, și despre furtul miliar și așa mai departe. Da. Dacă reușim, le și discutăm. Doi, pentru reforma în procuratură. Pentru că, pe lângă faptul că unii colegi spuneau că da, procurorul general nu se ocupă personal de dosare. De acord. Dar, haideți să vedem ce au făcut ceilalți procurori care erau responsabili de caz. Eu o să vă dau așa, ca un exemplu, puteți să verificați pe site-ul procuraturii evaluarea procurorilor, activității procurorilor. Și eu o să vă dau un exemplu 2019. Acolo unde au fost evaluați circa 50 de procurori, din care doar unul a luat calificativul bine și restul toți foarte bine sau excelent. Extraordinar. Întrebarea mea este în care realitate ei activează? Pentru că oamenii nu simt adică, deloc activitatea adică procuraturii. Domnul Stoianoglu? Sigur că da, eu v-am dat anul 2019 ca un exemplu. El a venit procuror general în noiembrie 2019. Eu nu m-am uitat exact data, pentru că este un an întreg. Dar pot să vă dau același exemplu, pentru că la ultima evaluare din 2020, de exemplu, da? 20 de judecători au primit toți calificativul foarte bine. Judecători sau procurori? Au primit calificativul foarte bine. Eu bănuiesc că asta ei își apreciază păi lucrurile da, din interior. De asta am și venit noi cu propunere de modificare a legislației, astfel încât să fie evaluat începând cu procurorul general, care astăzi... Când începem? Păi stați un pic. Toți începe de unde? De la cap, da? Deci trebuie să începem întâi și întâi cu procurorul general. Pentru că deși în Constituție scrie expres la articolul 125 alineat 2 că el poate fi demis din funcție în temeiul legii, dar nicăieri nu găsim în legislație în baza căror temei legale, după care procedură îl demitem și așa mai departe. Da. Deci asta trebuie expres prevăzut în lege, ceea ce noi am și făcut, ca să putem să evaluăm activitatea procurorului general, cel puțin pe cele două dimensiuni despre care eu v-am spus mai devreme. După care să mergem ușor în jos și cu ceilalți procurori să-i vedem. Pentru că aici bănuiesc eu... Să fie evaluat de la alți astăzi procurori. Eu nu pot să vă spun o dată, așa cum nu putem să stabilim, pentru că noi nu știm dacă se adeverește faptul că domnul procuror general, într-adevăr, nu a activat conform fișei de post. Pentru că noi nu facem legea Stoianoglu. Păi este procedura prevăzută de lege care pentru este... Pentru că la nivel politic declarațiile deja s-au făcut și senzația tuturor este că această procedură se face tocmai pentru a-l demite pe domnul Stoianoglu. Adică nu apreciere procuraturii
ca atare. Și la demitere procurorului general. Da. Păi, iată că eu vreau să vă contrazic. Pentru că acest proces, dacă o să-l vedeți, îl face la fel CSP-ul, cum a făcut-o și până acum. Deci nu altcineva, nu politicul, dacă dar la fel CSP-ul. CSP-ul este CSP-ul care Consiliul Suprem, da, că foarte nu, bine, evaluările fac alte comisii, acele fac alte comisii, da. Dar la fel CSP-ul o să o facă. Întrebarea este alta, pentru că până acum nu existau temeiuri în baza căruia să-l evaluezi și să-i dai, în dependență de rezultatul luat la evaluare, să înaintezi anumite pretenții. Dacă ai pretenții sau să-i spui bine, mersi, succes. În situația în care o să fie identificat că el, da, activat foarte ok, are rezultate remarcabile, să rămână în sistem. Dar am foarte mari dubii, pentru că din ceea ce ați văzut și dumneavoastră și a văzut tot cetățeanul de rând, este evident că va lua calificativul care îl va lua. De asta, cei care astăzi încearcă să se opună acestor modificări, încearcă să ascundă după deget. Pentru că noi avem ceea ce avem. Și activitatea procuratorului nu am văzut-o până acum, activitatea procurorului general nu am văzut-o până acum și rămâne doar să fie confirmată de aceste instituții care sunt prevăzute de lege. Și astfel vom încerca să clarificăm lucrurile începând cu procurorul general și ulterior cu ceilalți. Pentru că ce ați spus dumneavoastră mai devreme este vorba de infracțiune. Fie săvârșită prin acțiune, prin inacțiune. Pentru că avem câteva dosare pe care vedem că nu s-au mișcat deloc lucrurile. Și de ce nu s-au mișcat? Trebuie să punem întrebări către cei procurori de caz. Astăzi noi nu putem să știm dacă ei au făcut-o de sine stătător. Noi nu putem astăzi să ne spunem. Noi putem doar să ne dăm părerea aici în platou, da? Dar noi nu putem să știm exact care au fost indicațiile interne. Au fost indicații de la superior sau nu? Au venit indicații de la procuror general să nu se examineze, să nu se înfăptuiască anumiți pași. Și în cadrul evaluării asta se va, inclusiv asta se va vedea sau ce anume? Respect regulamentul și regulamentul de evaluare va stabili exact ce se va evalua și cum. Sigur că da. Acesta va fi aprobat pentru o procedură specială și așa mai departe. O remarcă a domnului Reniță, după care intrăm în pauza de publicitate, pentru că bănuiesc dumneavoastră o să vreți un pic mai mult. Nu mai mult, dar să mergem mai repede, măcar. O chestiune reprobabilă a procurorului general. El zice că ar trebui să fie evaluat și președintele și parlamentul și deputații și guvernul. Păi mă întreb, chiar procurorul general nu cunoaște că președintele odată la 4 ani de zile este evaluat? Sunt alegerile. Deputații, nu la 4 ani, cum, dar am fost la 2 ani și jumătate, mai degrabă. Guvernul de către parlament. Păi la 7 ani și procurorul trebuie să evaluat. Nu, uitați-vă, domnul Mitriga, dacă Republica Moldova ar fi un stat cu instituții funcționale și procuratura ar acționa independent, tot respectul. Reieșezi în realitate. Da, nu. Reieșiți. Încercați. De aceea evaluarea e necesară absolut la toți. Nu contează că e procuror general, că e de la Consiliul Superior al Magistraturii. Întrebarea este dacă noi facem evaluarea asta o singură dată, pentru că noi suntem după un regim Plahotniuc, după alt regim Dodon. Cred că instituții sunt mai des, cu prea mai bine, toxice ca și procurorul general să cunoască că este monitorizat și de către cetățeni și alte instituții ale statului și el poartă răspundere. Ca să vii în Parlament și spui că Plahotniuc îi hoț, noi știam de mult lucrul ăsta. N-a descoperit nimic nou. Eram deputat când a venit și spun în Parlament că Plahotniuc e principalul profitor. Noi știam din Crol, din comisiile de anchetă ale Parlamentului, tot noi lucrurile astea le-am spus. Cu ce a venit el nou? Absolut cu nimic. Ei, vedeți, e vorba de credibilitatea unui procuror general. Și am spus-o ca persoană, domnul Stoianoglu mi-e foarte simpatic, să vă spun. E foarte drăguț, e foarte sociabil. Dar omageat. Dar numai de dâns vorbim astăzi. Dosarele pe care le tergiversează. Trebuie să știți legislația un pic. Eu mi-amintesc o declarație făcută de un politician foarte vestit la noi în Republica Moldova, care zicea că Republica Moldova
este condusă de procurorul general. Vă amintiți declarația asta făcută de cineva? Cei care n-au lucrat în procuratură nu cunosc. Pot să spună vești uscate politicieni ăștia care la Cotniuc Nouă a demonstrat că având controlând funcția de procuror general poți să faci ce vrei în țara asta, cu dosare. Și noi știm oameni distruși cu dosare. Nu, stăteau în fața lui Plăcătniuc și procurorii. Nu numai pe procuror general, dar și pe Chitoraga, procuror Picicolț. Tot stăteau în fața lui Plăcătniuc. Și Morar, luăm publicitate și revenim pe partea asta. Publicitate. Revenim. Am zis că începem cu domnul Midrigan după pauza de publicitate. Noi am combinat aici un pic subiectele, inclusiv unul pe care vroiam să-l discutăm un pic mai încolo. Ajunsesem la Culeoc, dar pe urmă ne-am alunecat spre demisia domnului, evaluarea și potențiala demisie, demiterea domnului Stoian Oglă. Haideți-le. Le luăm la pachet. Bun, referitor cu Culeocul, eu văd ca cetățean, mă expun fiindcă am fost și în Comisia Electorală Centrală și cunosc un pic ce înseamnă în Republica Moldova finanțarea partidelor politice. Nu pe auzite. Nu pe auzite. Am fost membru Comisiei din 2005 până în 2011. Uh-huh. Și știu bine, și am lucrări în acest domeniu, cum se finanțează partidele politice în Republica Moldova. Ați penalizat cineva, dacă ați fost acuz. Am trimis materiale și materiale la diferiți procurori și am făcut raportul în Parlament, unde am indicat trebuie din măfie. Datorită nouă a fost aprobată în sfârșit legea cu privire la finanțarea partidelor politice. Uh-huh. S-au plâns că n-au bani partidele politice pentru oficii. Hai, rupem de la săraci, le dăm la partide politice finanțare că să se întrețină. Da, hai și așa. Pentru că partidului lui Plahotniuc noi nu mai vrem. Bun, în afară când, de partidul Plahotniuc sunt și alte partide și vreau să vă spun. Uh-huh. O majoritate nu respectă legislația și statutul. Întrebați cineva, cine plătește cotizații? Datorită la cotizații, chipurile... Da? Îi spun că plătesc. Da. Îți cereți lista la cineva cu semnătura cât plătesc, unde, cât au plătit. Puteți verificați la cec pasul și o să vedeți. Deci, bun, ajungem și la pas. Voi mai trăiți un pic, mai. Deci, vreau să vă spun, o majoritate din partidele politice au bani din diferite surse. De afară sau de aici? Și de afară și de aici. Dar păi e ilegal. Și ce? Că eu și nu uitați că e ilegal. E important că primiți bani. Deci, uitați-vă, în esența sa, și noi vorbim de multe ori, noi pur și simplu revenim, în esența sa, partidele politice sunt un fel de SRL. Este un om de afaceri, da, ca Plăhătniuc sau altul, care ce? Trebuie un partid ca astea sunt mecanisme politice. Și-au cumpărat partidul, au împrăștiat, au făcut organizații teritoriale, au câștigat alegi și au venit în Parlament și fac probleme. Din bani din Bahamas, spun și câțiva deputații finanțează partidul. 6 milioane jumate de euro. Citiți raporturile noastre a Comisiei Electorale și o să vedeți. N-au declarat partidul cu tare 6 milioane, partidul cu tare 9 milioane. Și pro-europenii acolo sunt, apropo, domnul Riniță, dacă vreți să intrați în orice toți partid care nu respectă, deci, să fie pedepsit. Da? Cu stea în frunte sau fără stea în frunte. Prin urmare, cu steluțe sau... Da, cu 7 steluțe, da. Deci dacă vrem să absolut de acord. Am înțeles. Uitați-vă în ce constă o analiză. Da? A face o analiză și a face o propagandă pentru cineva. Este o mare diferență. Dacă vrem ca, într-adevăr, și cadrul legal, trebuie să simtăm la toți. Iată, am uitat cum se numește organizația în care au monitorizat alegerile și de data aceasta. Ați văzut rapoartele lor? Promolex și alții. Sunt multe încă surse care nu sunt identificate și nu alese. Și doi, dacă faci o analiză materiale, noi am încercat prin diferite, sunt organizații obștești, câte materiale, cât transport, cât logistică, nici pe departe nu sunt cheltuielile. Prin urmă, asta e prima. Ați deviat în cele de la treilea subiect. Care e instituție ca să verifice lucrul ăsta? Cumva procuratura. Tot la procuratură ajungem. Da, este inspectorat Comisia Electorală Centrală. Sunt mulți care trebuie să facă ce fac. Și doi. Da, dar scurt că dumneavoastră... Așa aprobi cu Culeocul. Nici o instanță de judecată nu o să iei nicio hotărâre sau o sentință. Și vorbesc asta din punct de vedere juridic. Deci, emoțional, politic, da, este urât. Dați să-i dăm o apreciere juridică acest fenomen. Ce a fost acolo? Dar o anchetă poți să faci? Cine? Procuratura. Procuratura, dacă sunt semnele unei infracțiuni. Și atunci, da, citim în codul penal. Deci, ce e infracțiune? Doi.
Cineva zice, iată, mită, da? Mită, am auzit mult. Mită. Mită o persoană de ceva, nu da. Numai bani, da. O persoană de la altcineva, un minut, pentru ceva. Eu dau la cineva ceva pentru ceva, ca el să-mi facă mie. Ce trebuie să facă domnul Plahotniuc dacă Plahotniuc era împărat în țara asta? Ce trebuie să facă domnul? Să voteze pentru... Să-l denunți. Să voteze pentru ce? El să-și vota. Să-l denunți. Să-l denunți. Ori suntem naivi cu totul. Deci, a fost o filmare cu totul cu alte scopuri. Nu, asta e de fapt. Și vă spun de ce. Deci, într-adevăr, Dodon era susținut de Federația Rusă. Într-adevăr, eu nu exclud că primea finanțare pe diferite căi. Însă, Plahotniuc trebuia să demonstreze Federația Rusă că el este până în Moldova. Și vedeți, Dodon, el e la chimerul meu. Eu îi dau bani și el face ceea ce eu îi spun. Cui trebuie să justifice? La alte persoane care îl susțineau posibil pe Dodon. Adică să-l discrediteze la un moment dat și într-adevăr să-l determine. Până în momentul și eu cred că erau mari probleme cu domnul Dodon în Moldova. Deci, dacă vrem să analizăm niște chestii, un pic, din mai multe puncte de vedere. Prima, din punct de vedere politic, este o chestie urâtă. Și în alt stat, posibil președintele avea să dea demisia. Categoric. Eu nu exclud. Categoric. Nu, într-o țară civilizată, nu, lucrurile... Dar și Kohl și Macron și toți au fost implicați în chestii de finanțare. În Franța, da, Sarkozy. Uitați-vă și în Germania, președintele... Dacă asta se întâmpla, automat recunoștea că a făcut ceea ce a făcut. Posibil, din punct de vedere politic, da. Și juridic trebuia să răspundă, nu? Ca să răspund sunt criteriile... Domnul Mitregan, n-aș fi de acord cu dumneavoastră. Nu puteți să vă... fiți de acord, da, nu-i problema că sunteți de acord cu mine. Nici nu vreau să fiți de acord, chiar. Nici nu-i necesar. Nici nu-i necesar, da. Așa. Da. Uitați, v-am spus, Culiocu este partea din finanțarea generală a partidului PSRM-ului. Este un episod... Puneți proba pe masă. Un episod... Bahamasul. Cu milioane. Toate documentele au fost prezentate. Este publicate. Dosar. Care, domnule, este mai dosar. Credeți că ăștia banii din Bahamas? Ce... Nu, au trecut formal pe acolo. De asta și toată lumea cunoaște. Nu vreau să pierd timpul cu... Nu, dar... Ăștia cu totul puteau să fie alți bani. Din Bahamas au venit, este schema doar cum a venit. Deci nu este nici până astăzi. Tergiversează comisiei rogatorii. Vă rog, hai să fim serioși și responsabili. Dar fiți serios la urma unii, dacă vreți. Eu vă spun încă o dată. Nu trebuie să acceptăm realitățile care sunt. Haideți să le schimbăm. Vă rog. Spuneți vă rog. Cu democrație ceva. Da, vă rog, chiar vă rog. Da, ce să mă rugați dacă e cuvântul meu. Da. Niciun judecător pe așa probe n-a fi să iei nicio hotărâre de condamnare. Nu. Fiindcă juriștii, în comparație cu politicienii, îi poate spune... Juriștii operează cu noțiune de probe. Nu, da, și citiți, să-l audiezi pe Dodon, poți în da, dosarul ăsta? Da, desigur, trebuia să o facă. Să-l întrebi, domnul Dodon, dar dumneavoastră ați văzut banii în Culiocu și ala? Eu am înțeles că a fost o ordonanță de refuz în începerea urmăririi penale, deoarece... Fără audierea lui Dodon. Nu, pare că a fost, Dodon. Nu a fost audiat Dodon. Trebuia audiat. Dodon a fost audiat în 2019, mai mult nu, niciodată. Vedeți, da, și... nu, da, nu, vedeți. Nu, și dumneavoastră v-a audiat și vă întreba de unde ați luat filmul. Filmul? Da. De unde l-ați luat? Că l-ați la procuratură. Nu vă întrebați de unde l-ați luat embargo. Nu m-a întrebat, fiindcă eu am dat explicațiile foarte clare. De asta și zic. Da, v-am întrebat. Explicațiile foarte clare, domnul Mitregan. Dar Dodon și niciunul din cei trei n-au mai fost interogați ulterior. Cei doi e greu de găsit. Dar pe Dodon de ce nu l-au interogat? Și când nu mai este președinte, la Dodon au mers la președinție și au făcut procesul verbal. N-a venit el ca un bun șef de stat să vină la procuratură, să respecte instituția procuraturii, dar a mers procurorul la președinție, ca să vedeți. De ce după asta? Ca în cazul denunțului Lușor, a venit procurorul la casa sindicatului. Ei, vedeți? Trebuia? Vedeți? L-a rugat cineva. Da. Și a avut efect, da? Cineva? Bun. Vreau să continuăm discuția și turul de masă totodată, foarte scurt. Uitați, posibil că este un procuror care a gestionat acest dosar, fiindcă nu procurorul general gestionează dosarul propriu-zis. Da? Doi, la urma urmei, în 2016 avem modificări în legea cu privire la procuratură cu acordul Comisiei de la Veneția, unde a spus că procurorul este independent, care duce cazul și nimeni nu este în drept, și legea spune,
Nu este nimic drept să-i spună deschizi, închizi, deschizi, închizi. Și eu am spus, eu aici consider ca procuror. Deci astea sunt chestiile mai, mai delicate. La noi are posibilitatea și, să ia un dosar de la un procuror și să-l dea la altul. Nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Este procurorul ierarhic. Exact. Dar nu. Uitați-vă, structura procuraturii. Noi avem procuratura generală și încă două procuraturi, unde fiecare are câte un procuror șef. Deci dacă vă uitați în procuratură, un procuror de rând, zicem așa, până ajunge el, procurorul general acolo sus, că el nici n-al vede, poate un an de zile sau doi nu-l vede, are superiorii săi în secțiile respective și are... Sunt dosare de rezonanță maximă politică și socială. Încheiem, cineva vrea să le facă de rezonanță, că asta, etapa asta discuție o încheiem și polemica asta tot o încheiem. Venim aici la domnul Grigorciuc, pentru că din câte înțeleg aveți o aniversare astăzi, se împlinesc 6 ani de când ați protestat împotriva fraudei bancare și ați fost reținut. Da, azi noi avem a 3-a aniversare. Da, și iată în contextul ăsta eu vreau să vă întreb... Profesor Tuci și 6-a aniversare despre dosarul... Vreau să vă întreb în sensul ăsta. Dumneavoastră, vă place cum și-a făcut treaba Procuratura Generală? Procurorii în general, haideți să lăsăm Procuratura Generală, procurorii în general, cum și-a făcut treaba pe frauda bancară împotriva căreia dumneavoastră ați protestat 6 ani în urmă? Eu explic în rusă pentru că să fie mai ușor și mai scurt timp. Ok, bine, da. Haideți așa. Расследование кражи миллиарда, мы почему тогда и выходили протестовать в 2015 году, потому что оно не начиналось. Когда оно началось, когда, помните, говорили о том, что Кролл, приедут какие-то детективы иностранные, которые будут расследовать, это все была имитация расследования. Расследования как такового не было вплоть до 2019 года. Это всем очевидно, прекрасно очевидно. Это и Марарю очевидно, кстати, который вместе с Бицушор тогда и занимался этим расследованием в прокуратуре антикоррупции. Ну как занимался? Он, по сути, скрывал следы преступления. Да, но на Бетшерском и новозу досару рапорту Кролл. Ну она сейчас так может все что угодно просто говорить. Кроме Кролла, у них были, кроме Кролла, у них были явно много доказательств. По поводу того, что как сегодня происходит расследование, ну, к сожалению, оно еще идет расследование. Мы еще не знаем всех, то есть мало дел, мало помало эпизодов было передано в суд. Хотя Шаптиань, да, так иное спунем деспре думал стоянога, ел, ну, а фосту эти Шаптиане прокурор генерал. Да, но мы говорим де прокурори, кум шо факу тряба в периода аста. Да, значит, насколько мне известно и общеизвестно по поводу дела Политова и Кангаш. Это дело, это эпизод, связанный с Викторией Банком. Где 2,5 миллиарда из вот этих всех 13 или 14 миллиардов лей, которые были похищены из валютного резерва, да, речь идет вот об этой части денег. Дело уже давно завершено, и уже около года оно передается в суд, потому что юристы Виктория Банка и юристы Политова и Кангаш нашли какое-то новое обстоятельство, по которым можно, оказывается, так долго не передавать дело в суд, а протестовали это в суде именно передачу. И судьи на это пошли, представляете? Судьи Плохотнюка, где большинство судей они остались у нас со времен Плохотнюка, и особенно по уголовному процессу, да, они потакают этим попыткам. И то же самое произошло, и связано, об этом тоже публично говорилось, когда проходили обыски в офисе Демпартии, когда были изъяты вот эта система БРИЯ там и так далее. И суд Чекан, на тот момент еще возглавляемый господином Павлюком, до сих пор, который находится в суде. Вы сейчас есть репрезентант Сочетеции Чивили. Я такая репрезентант Сочетеции Чивили. Ну, вы вине себе репортации, атунчи, кэн видеть, как эти досари зак ин инстанциле де жудекат, ин сертарили прокурорилор унили. Я персонал ам интрибер ла прокуратура, каре ной авем шакум ин Молдова, пентру кэ я керакум am încă dosare, dumneavoastră singur ați spus despre dosarul Grupa Petrenca, unde și eu sunt unii din figurant, da? Și încă în acest dosar nu este, не было отозвано обвинение, в том числе, а по одному из, а по делу Антифа, кстати, прокурор Штифырца, тот самый прокурор, который расследовал, фабриковал дело против адвоката Анны Урсаки, он отозвал обвинение от всех
фигурантов дела Антифа, частично от Амерберга, от меня не отозвал. То есть я, по сути, сам пытался совершить там переворот или что там придумал тогда Ковкалюк. Я хочу сказать, что у меня есть вопросы, и эти вопросы связаны не только с нашими делами, это связано со всеми политическими делами и резонансными делами, которые мы выявили. Хотя их, заказными, вернее, делами, которые мы выявили, хотя их гораздо больше. Мы вначале говорили о 38, потом добавили еще несколько десятков дел. Их, безусловно, гораздо больше, конечно же. По большинству этих дел, к сожалению, либо пытаются прокуроры противостоять там их пересмотру или отказывают обвинения, либо судьи так или иначе затягивают пересмотр. И, к сожалению, по большинству дел у нас еще пока нет справедливого исхода. По совершенно очевидным политическим делам. И самое плохое, что у нас до сих пор некоторые люди даже сидят в тюрьме. Да. Допустим, Валерий Заболотный, которого обвиняли якобы в покушении на Плохотнюка, когда там рисовали в песочнице Фартубин какие-то исполнить. Люди, так это даже Шбили не они были. Они сидят до сих пор в тюрьме. Да. Iată, după ce spuneți lucrurile astea, despre felul în care funcționează lucrurile acum în Procuratura Generală. În spațiul public, dumneavoastră sunteți cunoscut și inclusiv prin postările pe rețelele de socializare, sunteți cunoscut ca un fel de apărător a lui Stoianoglu. Și vreau să înțeleg de ce. Și eu vă spun, pentru că domnul Stoianoglu, pe părerea mea personală, pe моему личному мнению, господин Стоянoglu действительно из всех генеральных прокуроров, которые у нас в стране были, действительно самый порядочный. И он действительно порядочный человек. Даже потому, что у нас есть вопросы, и я попытаюсь вам это объяснить. Даже потому, что у нас есть вопросы к прокуратуре, но у нас есть вопросы к судебной системе. Я действительно считаю его порядочным. Во-первых, потому что он первый, он извинился в том числе и перед родственниками, и турецкими учителями. Он заявил о том, что у нас были политические дела. Проблема, знаете, какая у господина Стоянoglu? В том, что у него нет достаточного количества прокуроров, на которых бы он мог опираться для решения, в том числе тех дел, о которых мы сегодня говорили. Doi ani are de când e în funcție. De ce nu și-au făcut oamenii ăștia cu care să muncească în echipă? Deci, la 2 ani după ce preiai o funcție să vorbești despre rezistența propriului sistem împotriva ta, atunci ai o problemă din capacitate interioră. Я, кстати, вот эту же проблему сегодня наблюдаю не только у Стоянoglu, но наблюдаю и у Майи Санду. Вот для меня лично, для многих, наверное, это будет парадоксально, и Майя Санду, и Стоянoglu являются порядочными людьми, которых точно нельзя заподозрить в коррупции какой-то там и так далее. Это 100%. Тем не менее, проблема... Я вас не перебивал. Можно я выскажу свое мнение? Но, тем не менее, мы видим сегодня, что и у Майи Санду есть люди, которые продвигают всяких рураков, продвигают всяких там, ну или во всяком случае не трогают всяких максианов, людей, Ковкалюка же сдана в полиции и так далее. Примерно они сегодня совершают те же ошибки, которые совершил и Стоянoglu. Потому что он, когда пришел, на мой взгляд, в Генеральную прокуратуру, он выгнал многих прокуроров, он выгнал Бусуйка, он выгнал Иванова из антикоррупции и так далее. А некоторые, кстати, не захотели уходить, которых он пытался выгнать. Допустим, Бобров, который до сих пор есть в антикоррупции. В этом-то и проблема. Поэтому мы сегодня должны говорить, самое главное, о чем мы сегодня должны говорить, особенно когда у нас есть новое парламентское большинство, которое говорило в том числе об этом и во время предвыборной кампании, о люстрации. Все, это должно быть самое главное. Прежде всего в судейском корпусе и в прокурорском. Dacă vă uitați la activitatea parlamentară, o să vedeți și modificările la ANI. Unde este clar spus... Când să fie ilustrație în țara noastră? Când să fie scoși procurori, judecători corupți, polițiști corupți? Exact asta vor să facă, evaluarea extraordinară, nu? Haideți să luăm pe rând. Nu mai evaluarea procurorul general. Și gata. De ce spuneți gata? Cel care nu a fost procuror în timpul statul capturat. Haideți să luăm pe rând. Deci dumneavoastră ați spus despre domnul Stoianoglu, că el e foarte bravo, el e foarte bine arată și meritul lui principal este că el și-a cerut scuze. Munca procurorului general constă nu în a-și cere scuze față de societate, dar a instrumenta dosare sau mai corect a-l trimite în judecată, că le instrumentează altcineva. Întrebarea mea către dumnealui și dacă ați pomenit despre furtul miliardului era că odată la
la jumătate de an, el vine în Parlament și raportează pe mersul sau pe evoluția pe dosarul miliardului. Noi, la sfârșitul august, ar fi trebuit să auzim un asemenea raport din gura domnului procuror general. Numai că, spre surprinderea noastră, dumnealui a refuzat să vină, ne-a trimis 5 pagini de raport, din care 3 spuneau de ce el nu a venit și 2 ce a întreprins el în ultimele 6 luni. Domnul Vasa, știți despre problema dosarului Politovoi Cangaș? Dați-mi voie să vă spun despre procurorul general, nu despre Politovoi. Da. Procurorul general trebuia să ne spună clar cum a avansat pe dosarul furtul miliardului. Și acolo am constatat, 1, bani recuperați în Moldova, 0, bani recuperați din afară, 0, comisii rogatorii, una în România, care doar s-a făcut după 6 ani de zile și care nu se stipulează clar dacă care a fost răspunsul de acolo. Și așa mai departe. Deci, acțiuni pe dosarul furtului miliardului 0. 2, după ce a văzut intenția noastră cu adevărat de a schimba lucrurile în sistemul procuraturii, iată că dumnealui s-a dat în spectacol cu propuneri, cu propuneri de legi, cu nu știu ce. Știți vorba ce e? Porcul în ajun nu se îngrașă. Iată dumnealui, un an și aproape 2 ani de zile, nu a venit în fața societății și spune: oameni buni, eu nu am suficienți oameni, masă critică în sistem. Eu nu am... Nu în fața societății, în fața Parlamentului, care modifică care, legea. Care, da. Nu, am soț, nu am, nu am masă critică. Nu a venit să spună... Colegul acum spune că el nu are masă critică. Păi de ce n-ai venit în fața Parlamentului să spui că nu am masă critică, oameni buni? Haideți să modificăm legea ca să avem masă critică, schimbăm lucrurile. De ce nu ai venit acum cu modificare de 10 legi, propuneri de modificare de 10 legi, bă, și n-ai venit până acum. Ele ce, azi noapte au apărut necesitatea? Până acum necesitatea de ele n-au fost. Dar a fost majoritatea. Fuge pământul de sub picioare. Dar a fost majoritatea în Parlamentul de aceste lege? Cum nu a fost? Dar exact majoritatea care l-au numit. Socialiști sau democrații? Păi ei și l-au numit. Ei și l-au numit. De asta a avut suport. Democrații și cu socialiștii. Păi acum a spus domnul Stăianu. Nu, bun, dar el a venit în concurs. Păi da, candidaturile de cine au fost înaintate? Amintiți-vă pe cine a fost înaintate. Dar întrebarea nu era din asta. Întrebarea era despre faptul că în situația în care tu nu vii cu rezultate concrete, pe dosare concrete, tu acum spui că despre sacoșă nu, că nu poți să-l condamni, că nu poți să faci nu știu ce, nu știu cum. Pe furtul miliardului iar găsești argumente. De ce n-ai făcut, de ce n-ai putut deja mai da. Și într-un final tu uiți tot 0, 0, 0, 0. Păi atunci ce facem? Ținem un procuror 7 ani de zile și ne rugăm la Dumnezeu, poate l-a luminat vreodată să facă un exercițiu. Dumneavoastră doriți să țineți 700 sau câți acolo sunt procurori, majoritatea din cei care sunt corupți. Și asta este evident. Am ascultat integral interviul. Dar vorbiți numai despre un om. Nu despre un om. Domnul Reniță, vorbim pe rând. Despre Culioc. Da? În ziua când a ieșit domnul Stăinoglu și a spus că principal beneficiar furtului miliardului este Plăhăniuc, și a ieșit această imagine cu Culioc. И Dodon este om corupt, politician corupt, asta este evident pentru mulți oameni și pentru acest și el a pierdut. Dar pe mine, dar de ce? Nu, voi ați făcut treaba voastră, dar într-un fel că el a spus că Plăhăniuc este beneficiarul și asta a fost prima dată când procurorul general acesta a spus. Asta e meritul procurorului? Procurorul ăsta trebuie să facă. Nu, eu spun că cauza în instanță, păi, dumneavoastră spuneți că zero. Păi sigur că da, condamnări pe caz. Păi zero. Iacă este dosarul politic. Păi da, dar tu trebuie să duci învinuirea până la capăt, astfel încât să convingi instanța. Sunt 34 de dosare sau 35. Nu sunteți la curent până după 7 ani. Timp de 7 ani. După ce spui că... Domnul Mitrica, păi nu el. El a preluat aceste lucruri într-un an și jumătate, dacă vrei. Nu mai ați preluat. Asta vedeți voi în 2 ani ce ați face. Noi avem o lună de zile și de asta ne întrebați când noi facem modificările. O să vedeți în 2 ani ce ați faceți voi. Domnul Mitrican, după ce spui că, și dumneavoastră spuneați, că Plahotniuc, procurorul a spus că Plahotniuc este principalul beneficiar a jafului bancar. După ce faci o asemenea declarație, faci niște pași din punct de vedere procesual, juridic, nu? Eu așa mă gândesc, eu nu sunt... Dar din ceea ce am văzut și din ceea ce cunoaștem noi, aceste demersuri oficiale către jurisdicțiile străine, ele nu au fost făcute încă. În privința lui Plahotniuc. De asta noi nu avem nu avem nici pe calitativ, a fost făcut calitativ. Nu, asta înainte ceilalți procurori și același lucru. Uitați ce am vrut să vă spun un lucru. În Parlament au fost 5 sau 6 comisii de anchetă pe care Stoianoglu le-a ignorat cu desăvârșire.
când Stoianoglu a venit în Parlament și spune că hoțul și oligarhul Plahotniuc este principalul beneficiar, lucrul ăsta l-a spus mai întâi și Krol și Comisia de Anchetă. El n-a venit cu nimic absolut. În loc să spună că, iată, atât am recuperat, asta cu tare am făcut. Adică a lansat niște chestiuni care erau arhi cunoscute. Și nu comisiile de anchetă, de ce insistă și foștii noștri colegi din fostul Parlament? Dați domnului examinat și a fac o solicitare către voi. Dosare și cu miliardul, și cu Landromatul, și cu altele. Finalizațiile, fiindcă ele au scos documente pe care mult timp ar fi trebuit lui Stoianoglu, Procuratorii Generale și Anticorupție, în 5 sau 6 ani, ca și în cazul Bahamas, ca să clarifice. Deputații au reușit într-un timp record să prezinte documente, nu doar. De ce sunt ignorate? Păi întrebați-l și ne întrebăm și noi. De ce noi l-am sunt întrebat, ignorate? Dar vine la emisiune. Era comisia de anchetă de efortul miliardului. Și această comisie nici a publicat raportul Krol. El a fost publicat din alt politic. Decandul, dacă țineți minte. Nu, asta e prima parte. Păi doilea parte era publicată sau de parlament, sau, dar nu de deputați. În fostul asta parlament, dacă despre mă refer, comisia unde a fost domnul Sliusar, a fost doamna Gregoriu. Această comisie nu a publicat raportul Krol la partea a doua. Stoianoglu le ignoră. De ce nu a publicat? De ce? E suspect chestiunea, domnule. Un parlament a lucrat o comisie ca tu chiar să nu vii să spui ceva pe subiectele respective și să spui lucruri răsuflate, iarăși e o chestiune suspectă. Tot respectul, v-am spus, mi-e foarte drag domnul Stoianoglu. Ca și om, ca și cetățean a Republicii Moldova, vorbești frumos, impresionant. Dacă procuror general nu accept lucruri cum procedează. Știți, mi se pare așa o impresie că la noi în țară niște oameni, în principiu vorbesc numai despre Stoianoglu, că noi nu să vorbim despre alte probleme, despre procuror și judecător corupt. Acolo avem o problemă. Îi trebuie un procuror general. Trebuie să facem legea lucrației. Rugați moderatorul să schimbe subiectul. Nu, dar pe nu vreau. Noi vorbim despre justiția, da, și dosare de rezonanță. Noi foarte mult timp. Nu numai despre procurătură, și despre justiția. Să știți că e o chestiune fundamentală. Orice procuror, orice judecător, orice politician, orice președinte, orice prim-ministru, orice ministru, în momentul când a acționat contrar legii, trebuie să fie tras la răspundere. Și deputații, și politicieni, nu contează, nu contează, nu face nicio distinție. Când procuratură sunt hoți procurori, este adevărat. Păi, atunci nu trebuie să spunem, să vorbim despre legea lustrației. Da, apropo cu lustrația. Lustrația trebuie de mers mai adânc. Nu numai acum ultimii ani de zile. Și cei care se ocupă cu alte lucruri în interesele altelor state, care și acolo trebuie de mers. Domnul Mitrigan. Și de ce nu mergem? Gata, liniște. Haideți să ascultăm pe domnul Mitrigan, după care haideți să vorbim pe rând, că e mai interesant așa. Mi-a plăcut investigația cu Cutia Neagră. Ok, nu îi facem publicitate, o altă televiziune. Stai să vă spun, e mult mai competent documentar și într-adevăr ok, bine, am înțeles. Și vă spun, s-a constatat, inclusiv și comisiile care au fost, nu știu cât, în furtul miliardului implicat Parlamentul, care a făcut modificări criminale. Așa a zis, a deconectat, Parlamentul, a deconectat, repet, butonul roșu. Butoane care vreți voi. Da. Guvernul, că a fost pe 7 noiembrie ședință, n-a fost, colegul meu, Gheorghe Malic, a descris, a ridicat stenograma la ședința de guvern, 7 noiembrie, nici nu s-a hotărât, s-a discutat numai, și ei fac referință că Eu reacționez, pentru că asta e o reacție firească. Îi cunoaștem foarte bine. Lasă, știi toată lumea. Poate cineva nu știe. Știi că Parlamentul și Guvernul au fost complici? Procuratura ce nu investigează. Iată ce interesant. Cine a fost complici? Păi eu întreb. De ce? Nu deputații investigează. Nu dați-mi voi chiar. Nu, dar vorbiți absolut deturnați discuția. Îmi dați voi eu să mă expun, domnul democrat. Dați-mi voi să mă expun și eu. Da, domnul Mitrigan. Deci, în furtul miliardului din Republica Moldova, poporul,
Republicii Moldova a fost complice. Parlamentul... Poporul a fost complice? Nu, nu. În furtul poporului, da? A furat pe noi. Noi plătim acum. Plătiți? Apropo, plătiți? Așa. Probabil că da. Din trebuie să plătiți, dar ce? Trebuie să plătiți. Nu vă... Deci, complice a fost. Parlamentul a făcut modificări. Guvernul cu două hotărâri, vedeau unde se duc banii, nici nu nimereau în bancă. Da? Da. Și un șir de organe de drept. Banca Națională. Da, și Banca Națională, evident. Da. Prin urmare, eu vreau, așa, procurorul general, este în nouă, fie altul, pe toți ăștia. Categoric. Să-i tragă la răspundere. Numai când aud ceva de guvern sau alții... În cât timp trebuie să se întâmple asta? Și doi. Și doi. Vă lăbăresc, că sunt chestii juridice. 7 ani. Deci. 7 ani s-au scurs. Uitați-vă, cum s-a pornit ancheta? Cum s-a pornit? Vă aduceți aminte? Eu vă spun. Au stat tot murțiși, așteptau rezultatele alegerilor din 14, da? Unii și-au făcut asta. Simțeau că putea să piardă alegerile și așa mai departe. Sunt investigații și de unii din străinătate. Ce zicea de la CNA să ziceți? Asta e biletristică. Crolă, noi știm totul. Da? Asta de... care zicea chestia asta, azi are funcție importantă. O, doi. Au stat că chipurile Banca Națională va angaja o companie străină. Da. Au dat atâtea hârtii Banca Națională cât au vrut ei. Și Crolul 1 a făcut concluzii numai în baza celor documente care le-a dat Banca Națională. Da. Nu le-a dat pe toate. Fiindcă Stoianoglu zicea, Banca Națională nu vrea să coopereze cu Procuratura. Țineți minte? De ce? Nu dau documentele. Dar de ce nu dau documentele? Fiindcă acolo erau persoane responsabile care puteau să stopeze aceste tranzacții. Unde era administratorul? Era, apropo, și reprezentantul statului în banca de economie. Ce face reprezentantul statului? Deci sunt multe chestii mai complexe. Da, da. Deci, parcă da, hai, șor, nu știu care, dar da, da, pe unde așa parcă. Deci, eu aș vrea ca să fie tot strași la răspundere. Uite, cum se vorbește de Banca Națională, toți zic, nu atingeți Banca Națională. Ei sunt complici. Înțelegeți? Complici. Și noi trebuie să dăm acum nu 24 și ceva de miliarde, dar de două ori mai mult. Da. Fiindcă avem... Eu am văzut cu ce mașină... Nu, un minut. Am văzut cu ce mașină schimbă Drăguțan în ziua de azi. Apropo, nimeni nu pomenește de Drăguțan, de Leancă, de Soianoglu. Numai de Soianoglu. S-a spus tot ce e implicat, fără excepție. Apropo, Drăguțan e cea de stat, prin demersul procurorilor, în timpul Stoianoglu, dar și deputorii. Eu cred că ar fi bine. E o practică nouă, adică s-a pornit de la condamnarea lui Șor, când a fost condamnat și până la apel să nu fie reținut. Și ia că Șor, la ultimii pași, trebuia să fie condamnat Șor la curtea de apel de Cahul. Păi da, nu? Dosarul era la curtea suprem de justiță. Judecătorul Ion Guzun, Surcan și Nadejda Toma a spus că de la început la curtea de apel la Cășinău. Trebuie lăsat procuratura. Nu, asta e foarte important. Cu Stoianoglu sau fără Stoianoglu să meargă până la capăt. Eu vreau, eu știu cine. Sunt foști demnitari. Dar nu le încurcă nimeni. Și acum sunt la funcție înalt. Eu vreau tot să duc răspunderea. Absolut. Că au contribuit. Foarte absolut. De acord. Absolut. De acord total cu dumneavoastră. Și bine, a? Luăm publicitate și revenim. Da, publicitate. Fără excepție. Dar până ce cu excepție merge. Ultima parte a acestei emisiuni. Vreau să o dedicăm la două subiecte, dacă pot să zic așa. Noi avem niște cetățeni care au șters-o din Republica Moldova de când s-a schimbat puterea și am zis că e bine să le dedicăm și lor niște câteva minute din această emisiune și să înțelegem de ce a fost posibil. În primul rând, haideți să vorbim despre, nu știu dacă în contextul Andromatului, că tot am zis că o să vorbim despre dosarele mari, dar și nu știu cât putem să-i atribuim lui Platon din ceea ce se numește Landromat. Iată, comisia parlamentară este raport să le examineze și va arăta. Da. Dar turismul ăsta parcă nu ne se pare ok. Pentru că noi tare mult am vrut ca odată cu schimbarea puterii oamenii care ne-au furat țara să înceapă să răspundă. Ori noi vedem că conaționalii noștri de prin Londra se întâlnesc cu cetățenii ăștia pe stradă și ei o duc o viață foarte bună acolo.
Din câte înțeleg, unul și-a deschis și firmă recent. Vreau să înțeleg, turismul ăsta o să ia sfârșit odată după schimbarea puterii sau noi îi scăpăm așa pe ușița aeroportului pe toți? Da, uitați-vă, cum considerați dumneavoastră după ce Platon dă un masterclass la procuratură în prezența procurorului general și a tuturor procurorilor? Privet, Vecislav. Da. Privet, Slava. Da, Slava. Păi uitați-vă, asta e culmea ce demonstrează calitatea job-ului, activității procuraturii. După cum... care Platon scapă el... de pușcărie. Da, nu, el a mers și în Anglia să, în primul rând, să mai dea vă două, trei masterclass-uri și în Anglia și după asta să coaguleze diaspora moldovenească. Dacă, așa a spus. Da, dacă el vrea să se întâlnească, vedeți ce personalitate marcantă, el trebuie să se întâlnească cu diaspora, să le afle problemele diasporei. Bine, vedeți, mă scuzați, trebuie să spunem sincer, eu bat jocură totală ceea ce se întâmplă și ca nicio instanță de judecată și cu atât mai mult procurorul putea să intervină, de caz, nu neapărat procurorul general, dar cazuri de rezonanță cum e a lui Platon, categoric procurorul general cunoaște și cunoaște foarte mult, care până în prezent nu vrea să spună nici detalii foarte, foarte picante. Dar ei au vreo legătură sau tot ce auzim noi asta e... Eu vreau să vă întreb și pe domnul Medrigan, ce a căutat domnul Vladimir Țurcanu înainte ca domnul Platon să fie eliberat din pușcărie, din penitenciar, la domnul Platon în celula de la penitenciar. Cunoașteți cazul? La Vladimir Țurcanu vă referiți la Curtea Constituțională? Mie nu dă nici filme, da, nici informații. Actualul membru a Curții Constituționale, la momentul acela era deputat în Parlament, cu puțin timp înainte de a ieși Platon din pușcărie, i-a făcut o vizită de cortoazie. O să rog colegii să-l sune pe domnul Vladimir despre Țurcan, acest caz nu se vorbește. Oare, mă întreb și eu, există alte legături, țin mai sus, că Țurcanu putea să execute o indicație. Eu nu cred că el cu atâta generozitate chiar a mers să se intereseze... Da, la Filat se duceau fiecare săptămână aproape și nu era nimic. Este clar, Filat deja erau condamnați și aici s-a tot condamnați. E altceva de o persoană care încă nu-i condamnată și mergi să vezi dacă îi se respectă. Și ca deputat îi se respectă drepturile elementare. Iată ce este. Condamnat e altă chestiune deja. Acolo s-a dat verdictul și... Dar și atunci trebuie. Ia să mă întrebați ce a căutat domnul Țurcanu la... Iată este parlamentul să întrebe. Iată îl sunăm acum pe domnul Țurcan, că chiar e... Eu prima dată aud, dar parlamentul ar trebui să ducă din când în când, fiindcă noi am fost condamnați de CEDO pentru penitenciarul 13 și ar fi bine din când în când să se ducă, fiindcă noi am plătit milioane. Așa cu Landromatul. Așa că în Parlament e confortabil, da, eu știu, și salarii, dar să mai vadă și alte chestii. Vă doresc să ajungeți parlamentar în opoziție. Nu, opoziție. Vreau să revin, numai o secundă. Atunci nu arătați cu degetul la toți. Nu răspunde domnul Țurcanu. Sunt deputați diferit, vă rog, domnul Midriga. Și faceți o distinție clară. Dar eu la subiect să vă mai duceți. Mai mult să nu fluturați, că tot parlamentul scoți. Tot parlamentul. Nu, dar așa spuneți. Am zis că să mai ducă. În parlamentul trecut au fost și deputați onești și corecți, eu care știu, au înțeles eu știu, cum dar au fost alții nu prea onești. Da, foarte mulți au fost și de alte, da. Domnul Reniță, vreau să vă rog să ne mai dați niște detalii. Noi o să încercăm și mâine să... Nu, întrebați-l pe domnul Țurcanu și, și pe Slava. Întrebați-l pe Slava. Da, știți despre ce au discutat? Sunați-l în Anglia, puteți vorbi în engleză. O să vorbim. Da, și întrebați-l. Ce a căutat? După puțin timp, el a fost eliberat din pușcărie. Înainte să fie eliberat Platon din pușcărie, Vladimir Țurcanu a mers la el în pușcărie. Așa este, așa este. Dar de ce? Întrebați-l. Nu știu. Okay. Sunt registri. Eu cred că întrebarea nu trebuie să fie la domnul Țurcanu. Eu cred că întrebarea iarăși vine la procurori care se ocupă de cazurile astea. Nu vă spărați. Vedeți că ați ajuns la administrația penitenciarului. Și eu acum îmi pun întrebarea. Dumneavoastră, nu. Dumneavoastră, noi trebuie să analizăm un lucru elementar. Deci noi întâi îl eliberăm pe om. Îi dăm voie să plece în afară, după care îl dăm în căutare. Da. Spuneți-vă, rog, ce fel de viziune avem noi ca instituție? Mai întâi să participi în campanie. Da, și după asta să-i dăm voie. Să mai dea un masterclass, vă rog. Să mai dea un masterclass, da. Deci noi despre asta vorbim, despre instituțiile slabe ale statului care nu-și fac job-ul.
Și după asta noi spunem că ei sunt bravi cu și cer scuze la nu știu cine. Nu, lucrul lor este spre vada anumite lucruri, să ia toate măsurile ca să nu se întâmple, dar nu după asta stăm să-l dăm în căutare după ce au plecat în afară. Dacă lucru deci cu noi... chestia cu domnul Țurcan se confirmă și este așa, atunci el cred că are o problemă și la Curtea Constituțională. Nu, poate a fost să duc un pahar de apă acolo, e proastă la penitenciar. Eu nu s-ar știu. Putea, da. Dar ei sunt importante niște precizări. Dacă de asta... ați declarat, azi va fi verificat. Da, nu, da. El a să verifice în primul rând. Da. Noi o să încercăm și mâine să-l contactăm ca să aflăm, pentru că nu, e important. Eu dacă asta cred că dintr-un gest umanitar, doar așa. Hai lăsați, dar ați spus gata. Referitor la penitenciar, îți spuneați de penitenciar, bani pentru un penitenciar nou de mult sunt, numai că guvernarea de până acum nu era sigur că va avea nevoie de ea și de atât nu se îngrijau. Ei dacă erau siguri că la 11 iulie vor fi alegeri și va fi rezultatul astfel, eu cred că ei investeau de mult în penitenciar. Dar noi să avem grijă că ei să aibă toate condițiile atunci când vor sta în penitenciar. Ar fi bine să mai aibă și cum au avut și ăștia până acum, să mai vadă și de asta pe urmă de transferat și dincolo. Da, dar întrebarea de fapt era un pic despre altceva. Dacă turismul ăsta se încheie odată sau ce faceți mai departe? După cum știți, noi avem separarea puterilor în stat. După cum știți, fiecare instituție are atribuțiile sale și niciodată Maia Sandu sau Vasile Grădinaru sau altcineva nu o să intervină în locul procurorului, în locul judecătorului și așa mai departe. Noi în Parlament facem ce... Dar la aeroport poate să intervină noi și să-i oprească acolo? Depinde, din ce punct de vedere. Pur și simplu să-l oprești pe om de atac așa vrea Rusean Vasiloi, nu se poate. Nu trebuie să fie un cadru legal care permite sau nu permite. Trebuie adevărat. Să fie un document în baza căruia trebuie să-l reții, pentru că fiecare om are dreptul la circulație garantat de către Constituție. Și nu poate nimeni, indiferent de ce statut are în stat, să-i limiteze acest motiv. Pe acest motiv înseamnă un document. Uh-huh. Inclusiv emis de către o instanță de judecată sau de către un procuror sau mai știu eu. Deci doar așa este posibil. Acum noi ce facem, noi încercăm să întărim instituțiile statului. De asta am început cu procuratura, de asta am început cu CNA-ul, de asta am început vreau cu alte instituții ca să consolidăm puterea instituțiilor, ca să nu mai avem situații de astea jenante în care ei pleacă bine mersi și noi ne uităm și rugăm să vină acasă. Cât repede asta se poate întâmpla? Pentru că avem o polemică înainte de această emisiune, chiar în redacția de știri. Cât poate dura această evaluare a procurorului general, după care evaluarea judecătorilor și tot ce... Pentru că dacă durează cineva... Minimum 2 ani. E extraordinar. Atunci avem o problemă. Nu, avem proceduri. Democrația înseamnă procedură, domnul Călătoriu. Când 2 ani am uitat și este Constituția, cadrul legal, cu judecătorii și așa de... Eu vreau să fiu mult mai optimist, pentru că în Constituție nu scrie termen. Și nicăieri nu scrie termen. Chiar și în actele care noi le-am modificat, nu scrie expres termen. Dar lucrul ăsta va începe cât de curând. În moment ce va rămâne definitiv această lege, pentru că ați văzut că au încercat să o conteste la Curtea Constituțională și așa mai departe. Astăzi a fost respins și așa mai departe. Deci este clar că o să încearcă... De asta și spun, nu suntem noi gata să răspundem în locul Curții Constituționale dacă este sau nu constituțională această lege. În viziunea noastră, ea respectă toată legislația și respectiv va fi respinsă, cred că, această cerere. Ea va intra în vigoare și odată intrarea cu în vigoare în totalitate, respectiv vom trece la următoarea fază, la ceea ce vorbeam mai devreme despre instituirea acestei comisii, despre aprobarea regulamentului și să avansăm pe acest subiect. Cert este faptul că voi vedeți, imediat ce a fost validat mandatul deputaților, am proces nemijlocit la anumite modificări, ați văzut deja a fost decizia președintelui Parlamentului de a convoca ședința ordinară a Parlamentului, deja foarte curând vom fi iarăși în plen, iarăși vom continua pe aceeași dimensiune, astfel încât să modificăm legislația, să avem modificări inclusiv în procuratură, inclusiv în CNA și așa mai departe. Ne place sau nu ne place, că îi place cuiva că zâmbiește Stoianoglu sau nu, pe noi nu ne asta ne interesează, nu ne interesează să muncească. Și nu ne interesează absolut numele și prenumele. Pe noi ne interesează persoana. Eu am înțeles că evaluarea s-a finalizat deja. Nu. Deci s-a finalizat. Ei au spus deodată ce vor. Nu. Fără evaluare. Asta e o formalitate. Eu, ca și cetățean de rând, mi-am făcut evaluarea mea ca și persoană fizică, care am părerea mea personală, subiectivă și așa mai departe. Comisia se va expune și respectiv acest raport la fel de CSP va fi aprobat. Și respectiv ei vor activa în consecință. Nu eu și nu dumneavoastră. Da, dar ei pe interior vor lua această decizie. Și iată, ulterior, în dependență de această decizie, se va decide rămâne Stoianoglu sau nu. Și exact același lucru și pe alte instituții. Pentru că atunci când tu nu ai ceva îți lipsește ca să-ți îndeplinești atribuțiile de serviciu, vii către instituția care te-a validat
și respectiv soliciți ajutor. Atâta timp cât tu nu ai cerut un an și jumătate, aproape doi, vii și la urmă și spui că n-am putut de atâta, că n-am avut masă critică, nu știu ce. Adică dumneavoastră, când zic dumneavoastră, mă refer la majoritatea parlamentară. Pe ce mizați când ne spuneți că oricum se va ajunge la CSP cu decizia în privința domnului Stoianoglu? Noi când ne uităm la ședințele CSP-ului, acolo e înțelegere totală cu procurorul Stoianoglu. Adică credeți că... Pe majoritatea sunt procurori? Din 12, 9 au să fie procurori. Din 12 membri, chiar cu modificarea. Așa. Da? Din 12 membri, 9 sunt din partea procuraturii. Așa. Și atunci... Eu vă explic foarte simplu. Deci sunt lucruri când poți te ascunzi după deget și sunt când nici de cum nu ai. Și eu v-am dat un exemplu, raportul pe furtul miliardului. Recuperare în țară? Zero. Recuperare în afară? Zero. Acțiuni cu rezultat? Zero. Păi ce fel de calificativ poți să iei? Respectiv, noi ne așteptăm că va lua calificativul corespunzător. Și în consecință se va lua decizia respectivă. Dar noi nu putem să ne exprimăm noi în locul acelor membri a Consiliului. Uh-huh. Haideți să avem răbdarea ca acești membri să se expună și să nu ne dăm noi cu părerea în locul lor. Domnul Mitrigan... Vreau să zic și dacă îmi permiți. Uitați-vă, pentru a avea o luptă efectivă corupția, cu oligarhii, cu corupții, într-adevăr avem nevoie de instituții fundamentale. Și cea mai fundamentală instituție în acest context este Procuratura Generală. După mine, dau cu părerea, poate ca și diletant, dar cred că totuși legea din 2016 a fost foarte frumoasă, dar n-a fost scrisă pentru Republica Moldova, pentru o democrație consacrată. Legea procuraturii are nevoie să fie actualizată și ajustată pentru realitățile noastre imediate. Realități pe care le perpetuăm de la 91 încoace cu aceiași hoți, cu aceiași oligarhi. Nu funcționează o lege copiată sau nu știu de unde, din spațiul european și adusă aici. De aceea evaluări, de aceea abordări mult mai stricte, exigente și responsabile. Dar dumneavoastră sunteți de acord? Și orice hoț, indiferent a spus, începând cu Vlădică și terminând cu Opincă, de la președinte până la ultimul judecător, procuror, politician, lider de partid, trebuie să răspundă în egală măsură în fața legii. Dumneavoastră sunteți de acord ca procurorul general să fie evaluat de politic o dată în an sau o dată la 2 ani? Eu am propus altă soluție. Dar nu este de politic, scuzați-mă, vă rog. Ca să existe... Nu de procurori. Este tot e gașca lor. Haideți să vorbim pe rând. Eu am propus și am spus-o public și în Parlament. O comisie juridică națională formată exclusiv dintre experți neafiliați politic, profesori, fost judecători care sunt finanțați de către o instituție europeană și n-au nicio atribuție. Evaluează anual activitatea judecătoriilor, a procurorului general și vin și prezintă un raport, îl prezintă în Parlament ca să informeze. Nu deputații votează. Și după acel raport, președintele, dacă e negativ, are dreptul să-l demită. Dom'le, nu s-a lucrat. Iată după mine altă soluție care putea fi utilizată. Eu am propus-o. Un consiliu juridic național absolut neafiliat. Dacă tu pui procurorul cu mătru Ion, cu cumătru Slava sau cu mătru Sasha, vin toți împreună, tot acolo o să rămână. Mână pe mână se spală. Astea sunt realitățile Republicii Moldova. Iată de ce zic, legea aia foarte frumoasă nu funcționează în condițiile reale, efective ale Republicii Moldova. De asta noi am prevăzut evaluarea în două etape și reiterez încă o dată pentru domnul Mitrigan. Comisia este făcută din procurori și este delegată de o instituție. De evaluarea procurorului general. Este de procuror. Citiți-o dumneavoastră, că eu am citit-o. Reprezentantul președintelui... Și cine este el? Procuror. Nu, citiți atent. Este un procuror. Este un procuror. Dar până la final să știți că decizia acestui grup... Sectorul public. Repet încă o dată. Indiferent, chiar dacă și-ar fost și din societate civilă și de unde vreți dumneavoastră, această decizie, acestui grup de evaluare nu este definitivă.
Decizia definitivă îi aparține CSPU-lui. Deci CSPU, care este un organ de autoadministrare a procurorilor, el este organul care definitiv decide. Curtea Constituțională a considerat că legea care a fost, în baza căreia a fost ales Stoianoglu, a fost neconstituțională. Foarte interesant chestia asta. În ce măsură cu șeful statului poate să utilizeze o lege neconstituțională, ține un procuror constituțional sau e neconstituțional funcția lui? Dar haideți să reflectăm. Nu sunt jurist, dar dau cu părerea și eu și este mă întreb. Este și comentariul judecătorilor Curții Constituționale, unde dar, spun că domnul Stoianoglu este procuror general legal. Dar e o lege neconstituțională în baza care asta ai fost ați primit această lege. Nu, așa nu, este. Nu noi. Voi ați votat când a fost deputat. Da, domnul Mitrigan, suntem cam pe final. Eu n-am votat. Acum chiar, eu cred că socialiștii cu alții, noi adevărat ne-am axat mai mult pe activitatea procuraturii. Dar spuneam, procuratura este un exemplu, de acord. Dar la fel, în aceeași situație se află practic toate instituțiile statului. La fel este și cu CNA-ul. La fel este și cu sistemul judecătoresc. Yeah. La fel este și cu ce alte... Au? Și cu... Consiliul Audiovizualului, care pe noi ne privește direct. Desigur, Consiliul Concurenței și așa mai departe. Doar o secundă. Și asta am vrut să spun, pentru că aceeași abordare o să avem pentru toate. Dacă vedem. Dacă acum spuneți că este legea Stoianoglu, atunci ce o spuneți la CNA? Ce o spuneți mai departe? O spuneți că la fel este lege cu dedicații? Nu, pentru că aceeași abordare vom avea pentru toți. Nu, la CNA văzut că ați făcut mai simplu, l-ați numit direct. Numiți direct de Parlament și... Uitați-vă, vă rog frumos, un pic la altceva. Chiar și la modificările cu privire la Agenția Națională de Integritate. Ați văzut probabil. Am pus în capul mesii evaluarea deputaților. 40% vor fi deputați și alt demnitari. Deci noi nu am spus că vă verificăm doar pe voi, iar noi suntem curăței, bine mersi. Nu, am început cu noi, exemplu. De asta urmează să, prin exemplu deci, nostru, să mergem mai cu domnul Mitrigan. Dau citire. Da. Juriștii nu mă trebuie cu legea, așa nu. Deci, membrii Comisiei de Evaluare a Performanței Procurorului General propuși de Președintele Republicii Moldova și Ministerul Justiției nu pot fi angajați în serviciu public. Punct. Calitatea de membru al Comisiei de Evaluare a Performanței lor, procurorului, nu poate fi deținută de procurori în funcție nici de alte persoane aflate în subordine procurorului general. Da, unde sunt procurorii în comisie? Dar unde sunt politicienii în comisie? Păi iată, reprezentantul președintelui. Procurorului general? Uitați-vă că acolo procurorul general tot are. Unul, din ăștia cinci. Din ăștia cinci. Consiliul Superior a Magistraturii. A CSP-ului. Da? Ministrul Justiției. Da? Iată ăștia. CSP-ul l-a scăpat. Reprezentat CSP-ul. Da. Păi dacă avem două organe de autoadministrare, CSM, CSP, și din cinci procurorul, și procurorul general. Reprezentat procurorul general. Dar de ce nu avem niciun reprezentant al Uniunii Europene, de la partenerii noștri de dezvoltare? O invităm și eu și chiar aprinde bine. De ce nu? Eu am insistat, din păcate n-au luat foc. Păi de ce nu ați scris în legea asta? Dar o secundă. Spuneți-vă rog, dacă avem atâtea instituții în domeniul justiției, atâția juriști, de ce avem atâta injustiție în Republica Moldova? Mă întreb și eu. Dar chiar vă răspund cu plăcere. Da, ia îmi spuneți. 30 secunde, mai puțin de 30 secunde. Noi, zilele astea, am sărbătorit 30 de ani a independenței Republicii Moldova. Cea mai mare problemă noastră este calitatea materialului uman. Au furat țara asta toți care au putut. Deputați, miniștri, procurori, judecători și șot chitic acum, care la Durlești, care la Stăvceni, cu palate, cu fel de fel. Credeți că ăștia o să vă pună umă România? Doi. Nu mai avem timp. Da? Scurt. De ce este atâta injustie? Fiindcă toate desemnările pe criterii politice. Ați văzut cum noaptea votau guvernele, ați văzut cum se împătau, fost frumos, așa? Ați văzut cum treceau cu turmă deputații. Și voi vreți justiție în Republica Moldova? Pe această notă deloc optimistă, încheiem această emisiune. Vă mulțumesc tare mult, doamnelor și domnilor. Noi ne revedem joi. Numai bine!